Mai repetăm acum să mai fie mai proaspăt în mintea noastră. Cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, voi citi câteva versete de la versetul 15. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetul 15, voi citi câteva versete. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine, amin. Textul acesta nu-l citim foarte des noi ca și biserică, poate și personal. Foarte puțin trecem cu cititul pe la textul acesta, pentru că zicem noi, a iubi îi femeiesc. Parcă e o latură a femeii, așa suntem noi obișnuiți. Pe fetele, cu mămicile, ele să spun unele altora, te iubesc, cu copiii, nu știu ce. Dar la bărbat, parcă e un cuvânt demodat. Și asta îi cere un bărbat altui bărbat. Domnul Iisus Hristos îi cere lui Petru. Petre, mă iubești? Doamne, dar n-ai nevoie de mușchii mei, n-ai nevoie de inteligență, n-ai nevoie de experiența mea, n-ai nevoie de puterea mea, de avântul meu, de tinerețea mea. Aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, că înainte de trupul acesta și înainte de firea aceasta, Dumnezeu are nevoie de inima noastră. Pentru că degeaba sunt voinic, tânăr, mare și cu influență, și inima mea este așa de goală și de sărăcăcioasă, că n-are Dumnezeu ce să facă cu noi. Exact cum spune Apostolul Pavel, că orice am face noi, în capitolul 13, din 1 Corinteni, orice am face noi, dacă nu iubim și nu învățăm să iubim, suntem o aramă zângănitoare, un fier care bați în alt fier toată ziua. Un om obositor pentru alți oameni. Și Domnul Iisus Hristos vine aici și îi spune lui Petru și celorlalți, le spune, eu nu vreau ca voi să fiți niște oameni obositori, niște oameni care voi să fiți obosiți de voi și să-i obosiți și pe alții. Am ajuns la concluzie, dragilor, că lucrul care nu obosește pe nimeni este iubirea, este dragostea. Nimeni n-a spus vreodată, m-ai obosit cu dragostea ta. M-ai obosit că tot îți deschizi inima pentru mine cu darurile care mi le-ai făcut, cu banii care mi-ai dat, cu multele sărutări pe care mi le-ai dat, m-ai obosit. Nici când. E și Domnul Iisus Hristos, nu citim cuvântul acesta așa cum am spus, pentru că spunem noi, e pentru pastori. E nu-i totdeauna, să știți. Acest cuvânt nu-i doar numai pentru pastori, ci e pentru creștini, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru fiecare om care se pocăiește, pentru fiecare tânăr care vrea să se boteze, cum am auzit, și pentru fiecare membru care este în biserica lui Dumnezeu. Această poruncă de dragoste este prima poruncă, a fost, este și va rămâne prima poruncă dintre toate celelalte. Și ne gândim noi, dragilor, la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici, după ce au prânzit, a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru.
știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. Și ne ducem noi cu gândul, așa cum am spus, că Dumnezeu îl face, vrea să-l facă pastor pe Petru și îl face până la urmă. Dar înainte ca să-l facă pastor, mai este ceva. Și am numit punctul 1, vindecarea lui Petru. Vindecarea lui Petru. Pentru că Petru, da, în adevăr, era un om voinic. Era un om care repede săria. Era un om rapid, era pe inițiativă, era un om de acțiune. Însă avea o problemă interioară. Avea o problemă interioară. Și iată că Dumnezeu îl cheamă după înviere. După înviere. Dumnezeu îl cheamă pe acest ucenic, pe acest apostol, pe acest slujitor în devenire. Îl cheamă să-i reglementeze viața, să lucreze de data aceasta în interiorul lui. Și ne întrebăm de ce îi spune Domnul Iisus Hristos, Petre, dacă mă iubești, paște mielușeii mei. De ce mielușeii? Pentru că ne gândim că Petru nu era un copil, din câte citim în Sfânta Scriptură. Avea soție și avea soacră. Poate avea și copii, nu știm. Ei, de ce cu mielușeii, care ar simboliza copiii? De ce nu mă pui, Doamne, dacă tot ai văzut că ai făcut minuni cu noi? Noi am fost la schimbarea la față pe munte. Tu ai spus despre mine că eu voi fi Petru. Și eu vei fi o piatră, o stâncă în care oamenii se vor baza pe mine. Ei, ai fost încercat și n-ai prea rezistat. N-ai prea rezistat. Așa am pornit cu voi să fiți plini de putere, plini de har, să mă bazez pe voi, să poată să-mi creadă oamenii în voi, dar n-ați fost destui de puternici. Și trebuie să reîncepem. Și cea mai frumoasă fază din viața unui credincios este atunci când devenim ca o coală albă. Aici fiecare ucenic și mai ales Petru, în inima lor erau plini de spaimă, plini de teamă, plini de grijă, plini de frământări. Au ajuns în punctul zero, pentru că ei acum se așteptau, după înviere, când Domnul Iisus Hristos le-a dat să mănânce și după ce a apărut, fiecare știa cu ce s-a confruntat în ziua morții Domnului Iisus Hristos, fiecare a fugit la ale lui. S-a îndepărtat, alții erau închiși de frica iudeilor, era o spaimă teribilă în inima lor și în viața lor. Și acum Iisus îi cheamă la raport după înviere. N-ați crezut că o să mă mai vedeți? Îi cheamă Domnul Iisus Hristos și după ce mănâncă, ucenicii, când văd că îl cheamă pe Petru, se gândesc și spun, acum Domnul Iisus Hristos împarte pedepse. Și acum să vedem la Petru, care a greșit cel mai mult, care s-a lepădat cel mai tare dintre noi, el care a zis că o să fie până la moarte, am să vedem ce pedeapsă îi dă. Un an? Doi? Trei? Iată, dragilor, că Iisus Hristos îi surprinde după înviere. Iisus nu împarte pedepse, ci Iisus Hristos începe să-i recupereze pe fiecare. Începe să-i vindece pe fiecare. Și de ce îl pune Domnul Iisus Hristos pe Petru să înceapă de la mielușii, de la copii? Știți de ce? Pentru că Petru a avut o copilărie grea. A avut o copilărie grea. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun în versetul 18 că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Când ai fost tânăr, Petru, eu te-am văzut. Ai fost, cu alte cuvinte, un tânăr singuratic. De ce? Pentru că nu primeai sfaturi de la nimeni, nu așteptai pe nimeni să-ți spună ceva. Și ai fost un fel de Ioan Botezătorul în pustie, un om singuratic. Noi așa credem că atunci când Dumnezeu ne mântuie, atunci când Dumnezeu ne alege, cum îl alege aici pe Petru, să fie pastor, noi și ce spunem? Omul acesta are cele mai multe să dăruiască bisericii. O, nu e așa. Nu e așa. Petru a fost unul dintre oamenii care avea să primească și avea de primit cele mai multe de la oamenii de care se înconjurau, cu oamenii care se înconjurau. Pentru că pe ei i-a înjosit cel mai mult, i-a jignit de cele mai multe ori. Așa a fost Petru, a spus, eu sunt un tânăr singurat, eu am trăit fără copii, eu n-am avut anturaj, eu n-am avut prieteni lângă mine, pentru că singur mă încingeam și singur îmi dădeam direcție. Și de multe ori i-a jignit pe ucenicii de lângă el, fără să-și dea seama, pentru că așa a fost obișnuit să trăiască. A spus de multe ori în plenul tuturor, a spus ucenicilor și a spus Domnul Iisus Hristos, Doamne, dacă toți aceștia, care?
Ioan, Iacov, fiii lui Zebedei, prietenii mei, ăștia care sunt lângă tine, care tu i-ai ales, ăștia, dacă toți ăștia se vor lepăda de tine, pentru că oricum eu mă cred mai bun ca ei, eu, niciodată. Și oamenii, și oamenii de lângă el se simțeau jigniți. Dar asta a fost o boală și o meteagnă care a purtat-o din tinerețe. Și de ce îl pune Domnul Iisus Hristos în mijlocul copiilor, în mijlocul copilașilor? Pentru ca să înceapă să-l integreze între oameni. Pentru că Petru nu era obișnuit cu oamenii. Și zicem noi, Petru, Dumnezeu, îl pune în mijlocul lor pentru că are ce să dea. Ba nu. Și să nu mai credem, dragilor, că atunci când Dumnezeu ne mântuie și când Dumnezeu ne alege pentru o lucrare, noi suntem niște oameni speciali, serios? Care din lucrurile vieții noastre din trecut sunt speciale? Că am mințit? Că am bârfit? Că am fost mort în păcatele mele și în greșelile mele? Pentru că navigam pe internet pe toate prostiile și pe toate gunoaiele și pe toate nimicurile și mi-am îmbolnăvit de viața. Și acum vin să spun că de-aia m-a mântuit Dumnezeu, că eu sunt un om special, serios? Ce specialități ai avut înainte de Dumnezeu te-a ales? Nu, Dumnezeu te-a ales pentru că erai bolnav și eram bolnav. Și Dumnezeu m-a ales ca să mă vindece, binecuvântat să fie numele Lui. Așa este și unul din numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu care mă vindecă. Dumnezeu care ne vindecă de toate bolile noastre. Că după aia Dumnezeu te lucrează, că după aia Dumnezeu te zdrobește, că după aia Dumnezeu te prelucrează și te face un vas de cinste. Asta e cu totul altceva. Asta e pe parcursul vieții. Însă când Dumnezeu ne alege, fiecare dintre noi, adesea ne este rușine să privim la cine am fost. Și chiar nu mai vrem să ne amintim, pentru că avem un trecut rușinos și nu un trecut special. Însă Iisus Hristos, dragilor, ne alege și ne cheamă pentru că vrea să ne vindece, binecuvântat să fie numele Domnului. Vrea să ne vindece. Și îl aduce Domnul Iisus Hristos pe Petru și îl face și îl ajută să se integreze cu oamenii. Să poată să aibă prieteni. De ce? Pentru că Biserica lui Dumnezeu este o echipă. Biserica lui Dumnezeu este o familie. Nu singur. Nu singuri. Pentru că ori de câte ori ne-am însingurat, am avut numai pagube. Aș vrea să spun aici câteva lucruri despre mamele cu copii, cu copiii mici, care adesea lipsesc de la biserică și nu-și aduc copiii pentru că spun, nu stau copiii, plâng copiii. Mi-e greu să mă duc la ei, la mama și copilul acolo în cameră, pentru că se uită în stânga, se uită în dreapta la mine, nu știu ce. Așa, aș vrea să vă spun că voi singure ca și mame și noi singuri ca și părinți ne însingurăm copiii. Noi îi depărtăm de echipa de biserică, noi îi depărtăm de copiii din biserică. Și ajunge la 13-14 ani copilul tău și îi spui tu ca mamă sau îi spunem noi ca și slujitori, de ce nu vii la biserică? Păi ce am eu cu ei și ce au ei cu mine? Pentru că eu sunt singur, eu așa am fost obișnuit. Mama mea nu m-a dus, tatăl meu nu m-a dus. De ce? Pentru că nu am fost eu obișnuit, pentru că plângeam, pentru că nu știu ce. Singur ne îndepărtăm copiii și singur ne însingurăm copiii de Biserica lui Dumnezeu. Și apoi când va fi mare, ce prieteni ai vrea să aibă? Prieteni din biserică? De unde? Pentru că tot timpul te-ai simțit jignită tu ca mamă să te aduci copiii la biserică, să se integreze cu ceilalți, să mai lovesc, să mai zbrâncesc, dar cresc împreună. Și când sunt mari, sunt prieteni. Trăiesc în comunitate. Relaționează unii cu alții. Așa a fost și Petru. Și el o spune singur. Și Dumnezeu o spune, îi confirmă. Când erai tânăr, singur te încingeai. Ei, acum ai venit în biserică. Acum ai 11 lucrători lângă tine, ai 10 ucenici lângă tine. Începe și fii prieten cu ei. Să nu crezi că tu ești cel mai bun dintre ei pentru că te-am ales și te-am chemat și o să te pun slujitor peste biserică, peste prima biserică, peste biserica primară. Nu, biserica e o echipă. Aici în biserică ne vindecăm unii pe alții. Ne tratăm unii pe alții. Și bine a fi, dragilor, fiecare dintre noi să intrăm cu această mentalitate în biserică. Eu am ceva de primit de la tine.
Tu ai ceva să-mi dăruiești mie, eu am ceva să-ți dăruiesc ție. Nu eu dăruiesc tuturora. Pentru că ajungem ca și Petru, niște oameni singuri, niște oameni singuratici. De aceea aș ruga și rog părinții și mamele cu copii să-și aducă copiii la biserică. Să fie gălăgie. Să fie acolo la mama și copilul de nu, să nu mai încapă. Ca copiii noștri să-și facă prieteni. Să relaționeze unii cu alții. Spunea cineva, un profesor de la teologie, când a fost și eu și am urmărit câteva cursuri, că un frate bătrân, păstor, când avea să se retragă din slujire, a început să ia tineri la amvon cu el, ca să învețe să predice. Dar ce era ciudat, zice, n-am înțeles prima dată, tinerii spuneau, ne lua pe fiecare și timp de câteva săptămâni ne punea cu el pe bancă, dar nu ne dădea să spunem nimic. Stăteam cu el câte două ore la amvon și noi nu spuneam nimic. Numai el. După aia lui explica bătrânul că în prima fază i-o chemat ca să poată să stea și să stea cu ochii deschiși către frață, către biserică. Să poată să comunice cu ei prin vedere. Că prima dată trebuie să ne obișnuim cu oamenii. Nu să ne speriem. Nu vedeți noi, care n-am fost obișnuiți și n-am făcut o școală. Noi avem așa trac la amvon când vă vedem. Cei mai mult predicăm cu capul în Biblie. Pentru că așa am fost crescuți. Așa am fost învățați singuri. O, ce binecuvântate sunt familiile care au mulți copii și au trăit mulți împreună. Ușor relaționează, ușor se împrietenesc. Nu știu pe cine a moștenit fiul meu ăsta mic, când îl duc acum la mama. Cu toții prieteni acolo. Nu mai vrea să vină la mine, nu mai vrea să vină acasă. Au zis să-l mut la școală în cugire acolo, lângă mama. Eu nu știu cine sunt copiii aia. Toți sunt prieteni cu ei, pe toți îi cunoaște. El duce la mama să mânce cu ei. Dacă ar putea să doarmă cu ei în casă. Nu vă speriați că nu se pierd copiii. Faceți zi onomastice și chemați copii și chemați ăia de la școală. Nu-i păcat să faci un tort. E păcat să ne însingurăm copiii și să îi îndepărtăm de ceilalți. Învățăm, în primul gând, dragilor, din această învățătură, în această dimineață, că Iisus Hristos, înainte ca să-l pună pastor pe Petru, îl vindecă. Îl vindecă în interiorul lui. Ai o problemă, Petru. Ai trăit singur. Dacă nu te-aș fi mântuit și dacă nu te-ai fi pocăit, n-aș fi avut treabă cu tine, că puteai să trăiești în continuare singur. Dar faptul că te mântuiești și te duc într-o comunitate de oameni, trebuie să te îmblânzești și tu. Trebuie să știi să trăiești în echipă și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune ceea ce am început să spun la primul gând. Iisus îi spune lui Petru, de trei ori această întrebare și această cerință a Domnului Iisus Hristos. Petre, mă iubești? Și Petru spune, da, Doamne, te iubesc. A doua oară la fel. A treia oară la fel. Și Petru se întristează. Și îi spune, da, Doamne, Tu toate le știi. Că până la urmă, dragilor, Dumnezeu cunoaște totul. Însă Dumnezeu vrea să comunice cu noi. Așa cum am spus la început, a iubi rămâne. A fost, este și va fi prima poruncă și nu se schimbă niciodată. Cum reușim, dragilor, cum reușim așa de ușor să învățăm să predicăm, să învățăm să cântăm? Cum de reușim să recităm poezii pe de rost? Cum reușim ca să ne facem schițe, să fim așa de rapizi în învățătura aceasta? Însă așa de greu învățăm să iubim. Știți de ce? Pentru că în viața noastră și pe treptele vieții noastre am pus iubirea undeva pe ultimele trepte. Pe ultimele trepte. Mai repede învățăm să predicăm, mai repede învățăm să primim un dar de la Dumnezeu, mai repede învățăm ca să slujim, mai repede ne punem umărul să lucrăm ceva, pune în cârca mea, pune în spatele meu. Mai bine dărâmăm, mai bine zidim o casă, o clădire, decât să ne punem inima, să-i cerem lui Dumnezeu să ne umple cu iubire, cu dragoste. Pentru că este mult mai ușor să faci ceva. Este mult mai ușor să-ți dai banii tăi, cum se spunea la timpul de rugăciune. Este mult mai ușor să viu să car două roabe. Este mult mai ușor să îmi dau trupul. Asta spune Apostolul Pavel. Asta spune Sfânta Scriptură. Dar este mult mai greu
Să iubești. Pentru că să iubești înseamnă să rabzi. Să iubești înseamnă să accepți. Să iubești înseamnă să ai răbdare ca și cel de lângă tine să înțeleagă cum tu ai înțeles. Să iubești este și înseamnă să te jertfești. Și asta îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru. Petre, tu ai fost un om rebel. Tu n-ai iubit pe nimeni. N-ai avut pe nimeni lângă tine. Și acum eu te duc în mijlocul unei comunități de oameni. Oamenii aceștia, la fel ca tine, vor veni bolnavi. Vor veni oameni curând și n-au nevoie de învățătura ta. N-au nevoie neapărat de prorociile tale. N-au nevoie neapărat de descoperirile tale. Și au nevoie, în primul rând, ca tu să iei în brațe. Înțelegem, dragilor, ce face Domnul Iisus cu Petru, ce face Domnul Iisus cu ucenicii. Și mai mulți oameni, noi aici, n-apucăm să ne vorbim unii cu alții. Dar dacă noi emanăm dragoste unii față de alții, asta o simțim. Asta se primește, asta se acceptă. E destul să privești un om cu ochi de dragoste și cu ochi de răbdare și o să vezi că o să te mai caute. O să te apeleze, o să te sune, o să fii prietenul lui. Căci multa învățătură obosește. Și Domnul Iisus Hristos nu-l ia aici pe Petru să-i spună, că noi așa ne gândim, îl face pastor. Ei, Petre, hai să-ți fac niște schițe de predică din Apocalipsa, din Ezechia, din Ieremia, din toate lucrurile. Hai să-ți fac niște predici, pentru că tu o să fii pastorul care o să predice la 3.000 de oameni în prima biserică primară. Nu, Iisus Hristos îl ia și îl învață, pentru că în biserică, mult mai mult decât darurile noastre, trebuie să învingă dragostea. Trebuie să învingă dragostea. Nu contează dacă nu știi să prorocești, nu contează dacă nu știi să predici. Și mai mulți dintre noi nu știm să predicăm, doar dăm niște îndemnuri. Dar va trebui, dragilor, să înaintăm și să fim plini de dragoste pentru biserică, pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și aceasta e deviza vieții noastre. Știi ce îi spune Domnul Iisus lui Petru? Deviza vieții tale este să iubești și apoi să slujești. Cu ce am pornit la drum? Și ne aducem aminte de începutul credinței noastre. Care sunt lucrurile care ne-a inspirat Dumnezeu, le mai ține în minte și ți-a vorbit Dumnezeu când te-a mântuit, când te-a chemat. Sunt câteva lucruri care ai pornit la drum și trebuie să le ai și acum. Mi-aduc aminte că eram dincolo și m-am dus la o seară de rugăciune, cum eram obișnuit, și mergeam spre biserică și eram mulți tineri și mulți oameni. Și fratele ne-a chemat în față la ultima rugăciune și a chemat și a spus: cine vrea să fie binecuvântat de Dumnezeu, cine vrea să vină să slujească și cine vrea să atingă Dumnezeu de el, să vină în față să roage. Să ne rugăm pentru el, frații slujitori. M-am dus și eu la grămadă cu ei. Era la începutul credinței mele și se ruga frații slujitori peste noi cu mâinile și era o putere în biserică. Și un frate prezbiter a venit și la mine și a pus mâinile pe capul meu și s-a rugat. Și i-a dat Dumnezeu un cuvânt profetic atunci și i-a spus: tu mult îl iubești pe Dumnezeu. Asta nu o spun ca o laudă, dragilor, dar vreau să vă spun cu ce am pornit la drum, ce ne-a spus Dumnezeu când am pornit noi pe cale. Mie nu mi-a spus Dumnezeu să slujesc. Primul lucru care mi l-a spus Dumnezeu: tu trebuie să iubești mult. Și atunci toate celelalte lucruri vor fi ușor să le faci. Însă în viața noastră parcă am pus această iubire pe ultima treaptă. Și mult mai ușor, lucrăm darurile lui Dumnezeu decât să iubim pe cei din jurul nostru, să dăm șansă și oamenii să simtă că în Biserica lui Hristos nu sunt judecători, ci sunt niște oameni care iubesc. Mai bine să nu fim mulți predicatori, mai bine să nu fim mulți proroci, mai bine să nu fim oameni cu darul, dar să fim o biserică în care să îi iubească pe Dumnezeu și să iubească oamenii și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că așa a început biserica. Și uitați că Iisus Hristos repetă aceste lucruri și oarecum spunem noi: mă, dar ne-am săturat tot aceleași lucruri să le facem. Păi viața noastră creștină, dragilor, este o repetare continuă. O viață întreagă. Dumnezeu tot despre aceste lucruri o să ne vorbească. Mă, mai iubești? Au trecut 10 ani, au trecut 15 ani, au trecut 20 de ani de când te-ai botezat. Din nou vă vrea Dumnezeu să te întâlnească cu tine și cu mine și să ne spună: mă, mai iubești? Doamne, dar eu am lucru. Eu botez acum, eu învăț, eu fac catecheză, eu slujesc, eu am schițe, eu mă duc încolo și încoace. Dar ești obosit.
ai multe pe cap, ești adânc înfipt în slujire, dar iubirea ta față de mine unde este? Dragostea, pentru că ăsta e fundamentul creștinului. Dacă nu-L iubești pe Hristos îndeajuns, nu te boteza. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu pentru toată viața, nu fă pasul acesta și cheamă-L pe Dumnezeu și spune: Doamne, am câteva lipsuri fundamentale în viața mea, vreau să fac pasul acesta, să intru în legământ cu Tine, umple-mă de dragoste prin Duhul Tău cel Sfânt, umple-mă de iubire, Doamne, pentru că împărăția Ta nu sunt vorbe, nici schițe, ci este bucurie, pace și neprihănire în Duhul Tău cel Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. A iubi este și rămâne prima poruncă, până când Domnul ne va chema la El. Al treilea gând cu care vreau să închei este că trebuie să fim și să rămânem dependenți de Dumnezeu, dragilor, toată viața noastră. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde nu voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Doamne, până la bătrânețe, când am fost tânăr, ai avut de-a face cu voința mea. Că numai n-am vrut să fac ce vrei tu să fac. Dar și la bătrânețe, când vei îmbătrâni, iar apare nuul acesta. Nu vei voi să te duci unde alții te vor duce, adică la moarte. Puțini au fost care au plecat cu bucuria în suflet și au vrut să meargă. Dar cei mai mulți dintre noi iubim viața, așa cum este ea. Iubim viața, iubim familia, iubim casa, iubim lucrurile de acasă. Însă, dragilor, sus în cerul ne așteaptă Cel care ne iubește, în adevăr slăvit să fie numele Lui. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru: Petre, aș vrea să nu te temi de moarte, pentru că Tu de unde știi, Doamne, cum voi fi eu la bătrâneță? Eu deja sunt acolo. Tu încă n-ai fost. Dar Dumnezeu e acolo, e cu tine. Să nu-ți fie frică că vei fi singură sau singur la bătrânețe. Eu sunt acolo cu tine și văd că de-a lungul anilor se va aduna o spaimă și o nesiguranță, că nu știu unde vei merge. Continuă-ți viața cu mine, spune Domnul. Iubește, slujește și o să vezi că la bătrâneță din nou ne întâlnim și înainte să pleci tu o să mă vezi. Și spaima o să fie spulberată, că o să vezi pe Cel care te iubește, pe Iisus Hristos. Și ce bine, dragilor, că și la bătrânețe Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne așteaptă. Nu e singur și nu sunt singură. Ne temem de bătrâneță și ne temem de lipsuri. Ne temem de neajunsuri. Ne temem de necunoscut. Însă deja Iisus Hristos este acolo. Și uitați ce frumos. Iisus Hristos îi spune lui Petre: Petre, când vei îmbătrâni, lasă-mă să alung și nuul acela din viața ta. Acum noi care suntem în vârstă vorbim copiilor, ascultați-ne. Vorbim celor care au familie, ascultați-ne. Dar și tu la bătrânețe trebuie să vezi să asculți. Că mai sunt lucruri pe care nu le-am răstignit. Mai sunt nuuri care nu le-am lăsat din viața noastră. Mai sunt lucruri care ne înconjoară. Le purtăm cu noi. Unii le lăsăm mai repede, alții mai târziu. Alții aproape că murim cu ele, pentru că suntem încăpățânați și nu vrem să ne lăsăm zdrobiți de Domnul. Există un nu la bătrânețe, Petre. Și nu vrei să-l lași nici pe ăla, dar să știi că eu o să te urmăresc până la sfârșitul vieții tale și o să distrug și acel nu, ca să poți să ai parte cu mine. Ești în vârstă, ai îmbătrânit, ești în casa lui Dumnezeu. Ești mamă, ești tată, ești bunică. Acceptă sfaturile copiilor în Domnul, că poate-ți vrea binele. Lasă-te înduplecat și înduplecat de ceea ce spun copiii, ceea ce spun slujitorii, că o spun pentru binele tău și pentru binele meu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să închei și aș ruga echipa de închinare să vină să mai cântăm o cântare potrivit cu textul din această dimineață. Ce minunat, dragilor! Ce minunat! Că din tinerețe și până la bătrânețe, mâna Domnului este cu noi. Și nu este lucru mai sfânt și mai minunat decât să știm așa cum suntem,
Da, Doamne, avem nurile noastre, avem, Doamne, necasuri, avem toate slăbiciunile noastre, dar marea noastră bucurie este că Tu ești cu noi, pentru că Iisus, dragilor, a venit să ne recupereze. N-a lepădat pe nimeni și nu leapădă pe nimeni. Omul se leapădă de Iisus. Omul pleacă de lângă Dumnezeu. Dumnezeu nu pleacă nici când. El stă cu noi până când închidem ochii și ne îndeamnă neîncetat. Vinul la pocăință, pentru că Iisus spune: eu nu doresc moartea păcătosului și vreau ca el să se întoarcă și să trăiască. Aici Petru nu l-a căutat pe Domnul Iisus, pentru că cel care inițiază pocăința este Domnul. Unde ești, Petre? Pentru că ai o problemă în inimă și trebuie să-ți o rezolvi. Care-i, Doamne? Problema iubirii. Și aceasta e ușa care se deschide de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Tinerii cântă. Și apoi vom încheia cu rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze.